Acțiunile vor avea loc în perioada 27 septembrie-6 octombrie în tot județul Suceava. Voluntarii vor distribui peste 1200 de felicitări și flori bătrânilor din comunitatea în care locuiesc, bătrânilor din centrele de bătrâni publice sau particulare, persoanelor în vârstă de pe stradă, profesorilor, pensionari, precum și persoanelor de diverse vârste, cu mesajul de a le oferi mai departe vârstnicilor din viața lor. La nivel național, în perioada 27 septembrie-7 octombrie, peste 60 de ONG-uri din toată țara, instituții publice, instituții de învățământ, companii sau voluntari vor susține mesajul unei bătrâneți demne pentru vârstnicii din România prin oferirea de flori, felicitări și gânduri bune seniorilor. De altfel, oricine se poate alătura campaniei, alături de familie, prieteni sau colegi, dăruind câteva flori în comunitatea lor. Detalii se găsesc pe www.niciodatasingur.ro/flori pentru suflet.